Rezultatele foarte slabe obținute de elevii claselor a 8-a la unele probe de evaluare națională a determinat Ministerul Educației să ia o serie de măsuri de control a acestor școli cu media notelor sub 7 per disciplină. În județul nostru, 77 dintr-un total de 85 de școli gimnaziale trebuie să aplice propriile planuri de intervenție până la evaluarea națională din vară, astfel încât să fie îmbunătățite rezultatele elevilor. Nota 5, folosită până anul trecut ca prag orientativ pentru cele mai slabe rezultate în raportarea inspectoratelor școlare către Ministerul Educației, după rezultatele simulării evaluării naționale, a devenit în acest an nota 7. Școlile cu astfel de rezultate vor fi monitorizate, inspectate și controlate dacă duc la îndeplinire planurile de intervenție propuse. Din 85 de unități școlare cu învățământ gimnazial din județul Hunedoara, 77 de unități școlare au avut medii generale, media mediilor elevilor mai mică decât 7. Aceste 77 de unități școlare au trimis planuri de intervenție, au întocmit în primul rând planuri de intervenție pe care au înaintat inspectoratului școlar în vederea avizării acestora. În aceste planuri de intervenție s-a propus să se insiste în primul rând pe dezvoltarea competențelor de bază a elevilor, pe individualizarea demersului didactic, pe intervenții punctuale și pe eliminarea șabloanelor, astfel încât la următoarea simulare, cea județeană, pe care o avem în perioada 8-10 aprilie, respectiv la examenul din această vară, să obținem o îmbunătățire a rezultatelor elevilor. În județul Hunedoara, doar 57% dintre cei 3.000 de elevi de clasa 8-a au obținut note peste sau egale cu 5 la simularea evaluării naționale din februarie și în doar două licee din județ s-au obținut note peste 5 în procent de 100%.